Bună seara, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față de la postul de televiziune BTV. După o pauză de mai bine de două luni, am revenit pe micile ecrane. Și de această dată avem un oaspete special în studioul nostru, vicepreședintele partidului nostru, domnul Ilean Cașu și consilierul municipal din partea aceleiași formațiuni în Consiliul Municipiului Chișinău. Bună seara și bine ați venit, domnule Cașu! Bună seara, bine v-am găsit și să știți că sunt onorat că începeți sezonul de toamnă 2017 de dezbateri cu mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Cașu, a început un nou an, an școlar de la 1 septembrie, dar a început și un nou an politic. Un an nou politic care presupune și niște alegeri în anul 2018, mai exact, pregătirile pentru această paradă, mai exact, electorală. Am avut un an precedent cu proteste, acest an se preconizează la fel proteste în data de 17 septembrie, unele formațiuni politice, alte formațiuni ne promit alte proteste în data de 24 septembrie. Dumneavoastră, ce veți face? Toți dumneavoastră, corect, ați specificat că se începe un nou sezon politic pentru un partid serios, solid, așa cum este partidul nostru. Contactul și comunicarea cu cetățenii este una permanentă și specificul de bază al partidului nostru este că noi avem o reprezentare solidă la nivel local, în baza alegerilor din 2015 și asta nu numai că ne plasează aproape de cetățean, dar și ne obligă, spre deosebire de puterea centrală și alte partide politice care au reprezentanți la nivel local, dar lenevesc, ne obligă să rezolvăm problemele cotidiene ale cetățenilor. Însă, în afară de faptul că le și rezolvăm, un exemplu elocvent este municipiul Bălți, care din momentul când Renata Usatăi cu echipa sa a preluat administrația orașului Bălți, orașul s-a schimbat. Bine, schimbările sunt lente, dar sunt vizibile pentru că 20 ceva de ani predecesorii lui Usatăi au distrus, au furat acest oraș, însă iată este marea realizare a lui Renata Usatăi în calitate de primar și a echipei sale că orașul s-a schimbat și eu venind de la Chișinău de fiecare dată sesizez diferența, schimbarea în bine a Bălțului în comparație cu Chișinău. Revenind la sezonul politic, evident că el se anunță cu proteste, două proteste deja anunțate, pe care le cunoaște opinia publică, 17 și 24, despre cel de 24 cunoaștem mai puține lucruri, însă ceea ce ține de protestul din 17 septembrie la Chișinău, liderul partidului nostru, Renata Usatăi, a declarat în repetate rânduri, în mod consecvent, că formațiunea partidului nostru va susține orice protest cetățenesc împotriva regimului tâlhăresc în frunte cu Plahotniuc. Dacă să fac sunt obligat să fac o comparație cu preconizatul protest de pe 24, este unul specific pentru că Igor Dodon, autorul și promotorul acestui protest, a spus-o foarte clar că acest protest nu va fi împotriva guvernării, dar va fi pentru acele solicitări ale referendumului eșuat, avortat de către Curtea Constituțională. Și este, din punct de vedere al logicii protestului, un protest, o acțiune fără sens. Pentru că marea majoritate a cetățenilor în țara asta știu că sărăcia, corupția, mizeria și migrația masivă este cauzată de către regimul lui Plahotniuc la putere. Dar dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte a partidului nostru, veți încerca cumva sau ați avut cumva o chemare din partea președintelui să vă alăturați la acest protest? Ce veți face? Nu, vorbiți de 24. 24. Deci, bine, este un protest, să-i spun așa, delicat, foarte straniu.
Pentru că, în opinia mea, de cetățean și reprezentant a unei forțe politice solide de opoziție, eu nu văd logica elementar acestei acțiuni de protest. Nu se protestează împotriva guvernării, probabil logic pentru Dodon, uh-huh. pentru că el este parte a guvernării, însă, din punct de vedere a structurii de putere, este total subordonat PD-ului lui Plahotniuc și lui Plahotniuc personal. Încă nu se știe, pentru că Dodon spune că va face acțiune de protest la nivel local. Cetățenii vor aproba și vota niște rezoluții. Posibil acest protest al lui Dodon va crește și la nivel național, se va întruni la Chișinău dacă, unu, Partidul Democrat va continua, va fi în continuare obraznic și dacă PD-ul, bine, deci aici intrăm în grupa pregătitoare de la grădiniță deja. Da. Cred că nici nu merită să discutăm aceste lucruri. Domnule Cașo, dumneavoastră ați făcut deja o incursiune, o mică excursie aici la Bălți, de un an de zile, dar lipsește primarul, Renato Osate. Cumva el își compensează absența lui prin relația lui prin online sau el asistă online la ședințele de lucru a administrației publice locale. Cumva coordonează mișcările care au loc aici, în primăria de Bălți. Cum stau lucrurile în partid, din punct de vedere tehnic? Haideți să punctez niște plusuri ale lui Renato Osate ca primar de Bălți. În primul și în primul rând, am avut un coleg de-al meu, el mi-a fost profesor la Universitatea Syracus, acum predă la Universitatea din Pennsylvania, în Philadelphia, și a fost chiar și aici și la Bălți. Îl interesează. Am avut ocazia să discut cu el. L-ați cunoscut pe Mitchell Orenstein. Îl interesa cum un primar de la distanță reușește cu succes să gestioneze un oraș. Ăsta este unicul caz în practica mondială a administrației publice, unde un primar, deocamdată singurul caz, reușește cu succes să gestioneze la distanță prin Skype și alte mijloace moderne de comunicare, este cazul lui Renato Osatăi. Deci dumnealui a făcut un fel de studiu de caz și acest lucru îl vor studia studenții dumnealui. Da, dar cum rămâne cu partidul? Ce se întâmplă în partid? Uitați-vă, deci noi avem o echipă, este un partid solid cu o structură bine pusă la punct de organizații locale în toată țara, avem legături solide la nivel de partid și cu conaționalii noștri atât în est cât și în vest, cu diaspora, mie nu-mi place acest cuvânt. Deci, tot pe această modalitate și prin aceste instrumente, Renato Osatăi, ca lider de partid, reușește să gestioneze, că gestionezi o primărie și gestionezi și un partid politic. Îl administrezi, îl conduci, sensul este același. Și acest lucru îi reușește la fel lui Renato Osatăi. Evident că nu de bună voie, oamenii deja știu, toată țara știe, pentru că eu sunt în comunicare permanentă cu oamenii, apropo la Ziua Independenței, cu acest mare concert, cadou de la primar bălțenilor. Eu am stat de vorbă, am făcut un sondaj printre oameni și lumea înțelege că este un dezmăț total al regimului împotriva lui Renato Osatăi. Renato Osatăi fiind oponentul numărul 1 a lui Plahotniuc și fiindcă suntem într-un stat capturat, iată că Plahotniuc folosește instituțiile de drept ale statului, drept bâtă politică pentru Renato Osatăi ca să-l țină la distanță și să nu-i facă concurență politică. Eu cred că Plahotniuc și alții din cercul lui de încredere își dau seama că din momentul ce Renato Osatăi calcă pe pământ moldovenesc, ratingul lui crește cu cel puțin 10%. Deci, liderul partidului nostru ține mâna pe puls. Evident este meritul și talentul lui Renato Osatăi de a administra aceste două entități, primăria și partidul, de la distanță. Și vă spun cu certitudine și sinceritate acest lucru. La început am vorbit despre începutul unui nou an politic. Vor avea loc cumva, mai exact, care sunt prognozele dumneavoastră pentru noul an politic de 2018?
2017-2018. Regimul vorbește la moment de stabilitate. Stabilitatea îi convine, o stabilitate de cimitir acolo unde nimeni nu face proteste, nimeni nu critică, nimeni nu deranjează. Pentru regimul lui Plahotniuc, stabilitatea înseamnă un mediu perfect pentru a fura banul public și cel din asistență externă. Au schimbat regulile de joc electoral, regulile finale ale exercițiului electoral încă nu sunt clare, pentru că abia azi guvernul Filip a format nu știu care comisie, ce vor decide, cum vor decide, încă nu se cunoaște. Este evident, analizând protestele pe care opoziția antiregim le-a avut în lunile mai și iunie, cei care au protestat împotriva modificării sistemului electoral de la proporțional la mixt, că nu poți să te pui cu niște tălhari, cu niște hoțomani care știți joacă în Napiorsnikin, cum se cheamă? Alba-neagră. Alba-neagră, un joc tălhăresc. Deci cu ăștia nu te pui, pentru că regulile de joc nu sunt fixate în norma legală. Cei care fac parte din cercul de încredere a lui Plahotniuc, ei sunt în besprădel, în dezmăți. Și evident că aici apar mari întrebări ceea ce ține de implicarea forțelor de opoziție, dar reale de opoziție, în viitoarele alegeri generale. Dumneavoastră ați vorbit despre un joc, da? Mai exact aceste pregătiri pentru noul ciclu electoral. Dumneavoastră sau formațiunea pe care o reprezentați va accepta regulile acestui joc? Este nevoie, eu vorbesc acum teoretic și vorbesc normativ, ce ar trebui să facă opoziția reală. Da? Din punctul ăsta de vedere, teoretic. În practică, în politica moldovenească, lucrurile se pot întâmpla câteodată cu mari surprize. Dar din punct de vedere teoretic, este de dorit ca principalele forțe de opoziție să boicoteze aceste alegeri, pentru că, încă o dată, cu tălhari și hoți, nu poți avea alegeri libere și corecte. Dar a mai fost o astfel de declarație, că nu participăm la... Nu vorbesc de formațiune pe care o reprezentați, dar în ajun de alegerile prezidențiale, că nu participăm, că nu știu ce, până la urmă iată, opoziția s-a conformat. Iată un exemplu elocvent pe care dumneavoastră l-ați invocat, alegerile prezidențiale, și este evident că unul sau doi actori, Plahotniuc fiind numărul unu, deci nu joacă după reguli. Și atunci acest comportament abuziv, mafiot, clar că influențează negativ rezultatul alegerilor. Deci cel care are banul, controlează mass media și are resursa administrativă, iese învingător. Apoi s-a trecut la aceste circumscripții uninominale care, deși legea s-a votat de către partenerii lui Plahotniuc în Parlament, vedem că nu sunt clare regulile cum se stabilesc aceste circumscripții. Însă, cum a arătat experiența Adunării Populare a Găgăuzii din 2012 și 2016, regimul Plahotniuc pur și simplu excelează la capitolul corupție politică și în realitățile politice existente ale Republicii Moldova, având încă o dată bani cu sacul, având un imperiu mediatic și având resursa administrativă la nivel local, clar că, știți cum, poți un, nu știu cine, un om de pe stradă, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar cineva care nu are nimic cu politica, dacă pompezi bani în trânsul și îi faci publicitate în imperiu mediatic, peste noapte îl faci deputat. Și mai sunt și unele reguli ale noului sistem electoral care sfidează direct democrația, cum ar fi inexistența turului 2. Și în circumscripție cineva, cel care este păpușa asta a regimului Plahotniuc, poate deveni deputat cu câteva mii de voturi din cele 55. Dar opoziția a mizat cumva pe susținerea partenerilor externi. Vedem acum o tăcere din partea lor.
Ce se întâmplă, domnule Cașu? Cândva s-a întâmplat așa un lucru că Strasburgul, Bruxelles a dat din deget. Mă, băgați de seamă ce se întâmplă acolo la voi. Nu faceți niște mișcări pe negândite. Eu aș vedea acest proces, bine, corect, remarca este una foarte și foarte bună. Este un joc politic cu două nivele. Este un joc politic la nivel național între regim și opoziția antiregim, partidul nostru fiind clar o formațiune antiregim. Și al doilea nivel de joc politic este între regim și principalele forțe pe arena internațională. Europa, Statele Unite și Rusia, aș spune. Și în felul ăsta, evident că noi am văzut o reacție foarte dură atunci când, cu exemplu modificării sistemului electoral, au fost reacții foarte dure și categorice, atât de la Bruxelles, cât și am văzut comunicatul de presă, reacția ambasadei Statelor Unite la Chișinău, reprezentând poziția guvernului american. Plahotniuc însă a hotărât să treacă peste linia roșie și pur și simplu, adică din perspectiva analizei realpolitic, Plahotniuc a avut să le arate Occidentului, cu care trâmbițează că este partener strategic, că ăsta este teritoriul lui și el îl controlează. Astfel eu explic această sfidare a lui Plahotniuc pentru europeni și americani în cazul votului mixt. Dacă au fost voci și în imperiul mediatic al regimului care spuneau că trebuie Partidul Democrat să facă un pas înapoi în ceea ce privește sistemul mix și poate să introducă și turul 2 în circumscripțiile și alte schimbări. Ceea ce îl caracterizează pe Plahotniuc este imprevizibilitatea. Dacă vă uitați ce a făcut, cum a modificat Constituția și a organizat alegeri prezidențiale, da? El încearcă să se perpetueze, da. Vă se perpetuează prin imprevizibilitate. Uitați-vă cazul lui Lupu, Marian Lupu, candidat prezidențial, când cu câteva zile îl scoate la rampă, oficial îl scoate în favoarea Mai Sandu, real în favoarea lui Igor Dodon, real. Bine, domnule Cașu, dar am avut și o vară fierbinte, o vară fierbinte care s-a axat pe segmentul transnistrian, declarațiile lui Plahotniuc la New York, după care tensiunile dintre administrația de la Chișinău și cea de la Tiraspol. Ce se întâmplă până la urmă? Totul se creează intenționat, iarăși de ce? Noi am menționat imprevizibilitatea lui Plahotniuc ca instrument de a se perpetua la putere. Oamenii trebuie să înțeleagă. Însă tensiunea pe Nistru și, Doamne ferește, un potențial conflict, iarăși mai mulți observatori ai vieții politice de la Chișinău susțin și eu sunt de acord cu acest argument că îi trebuie un conflict ca să se perpetueze la putere. Însă lucrurile astea sunt foarte, foarte periculoase, mai ales într-un stat ca Republica Moldova, cu un conflict înghețat, un conflict care, din punct de vedere politic, se perpetuează datorită intereselor mafiote a elitelor politice de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru că există conexiuni economice, business tenebru și la nivel de elite totul este perfect. Ei se înțeleg între ei, oficial este înghețat și noi rămânem o țară, din păcate, divizată, dar să știți că marele plus este că la nivel de cetățeni simple, la nivel de oameni simple, nu există niciun conflict, nicio divizare și aici eu văd un mare potențial pentru reintegrare. Dar până la urmă liderul Partidului Democrat a făcut într-o care măsură, așa să zicem, în ghilimele, un legământ cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Vedem că Ucraina împreună cu Moldova exercită presiunea asupra acestui teritoriu. Se face de la un singur pupitru, de la Washington, și este evident că ambii sunt ghidați de Washington pentru a întreprinde astfel de măsuri pe Nistru, însă eu cred că este un joc politic extrem
de periculos. Iarăși vă, ne ducem la, la nivelul 2 al jocului politic, Moldova fiind ca o platformă de testare a diferitor strategii și ciocniri între principalii actori pe scena internațională. Deja vedem că vorbim de Rusia și, și Statele Unite, deci care se ciocnesc, Ucraina și Republica Moldova fiind niște jucători de talie foarte, foarte mică. Însă noi trebuie să privim lucrurile din perspectiva securității Republicii Moldova și din a face totul ce este posibil și imposibil de a evita un conflict. Acum, dacă politic analizăm acțiunile lui Plahotniuc, putem afirma că ar avea nevoie de un astfel de conflict, iarăși Doamne ferește, pentru ca să se perpetua la putere. Noi ne aducem aminte istoria recentă, 2014, atunci când Imperiul Mediatic al lui Plahotniuc vorbea despre teroriști, eticheta anumite forțe politice, îi conecta, îi lega cu diferite țări străine și eu țin minte ultima săptămână a lui noiembrie 2014, când pe Imperiul Mediatic live, în regim real, ne dădea scene cu teroriști, oameni răi, răufăcători. Și să știți că după ce au trecut alegerile, pe 1 decembrie, deja aveam la aceste posturi TV muzică de Crăciun, desene animate, nu pagădi și altceva. Deci este o sperietoare, iarăși da. Din ciclul istoria se repetă. Dar, domnule Cașu, nu s-a vorbit atât de des despre armată, înarmare, despre exerciții militare, cum s-a vorbit în lunile iulie și august? Iarăși, se dorește o tensionare. O tensionare care a rezulta într-un avantaj politic pentru Vladimir Plahotniuc. Da, Vladimir, dar și președintele țării, cumva Igor Dodon, tot putea să intervină în acest... Aici este, știți cum, situația stă un pic mai delicat, pentru că cei care îi văd pe scena politică oponenți, Plahotniuc, Dodon, greșesc amarnic, pentru că când analizăm prestația acestor doi actori politici, trebuie să o analizăm prin prisma colaborării fructuoase dintre Plahotniuc și Dodon din momentul când Dodon a devenit președinte. Și avem mixtul, avem judecătorii, avem ambasadorii, avem postul la Moldova Gas. De aceea este evident că regimul este, sau statul este total sub controlul lui Plahotniuc. Și ce n-ar spune Igor Dodon, instituția prezidențială, asta se vede cu ochii liberi, este sub pacucul, da. Sub controlul lui Dodon. Într-adevăr, da, Igor Dodon este președintele țării, Republica Moldova, dar ultima declarație lui sau cu privire la interzicerea participării trupelor noastre la exercițiul militar... Asta s-a întâmplat din, chiar azi, un ping-pong. Din, da, din Ucraina și până la urmă guvernul a anulat acest decret sau... Știți, marele ping-pong al ce se întâmplă? Politicii adică moldovenești... Comandantul... Da, este comandantul suprem și spune nu, dar prim-ministru spune da și cel mai probabil, pentru că, iarăși, noi nu trebuie să ne uităm la, la descrierea formală a funcțiilor în structura puterii politicii moldovenești. Noi trebuie să vedem cine deține puterea realmente și cum o gestionează. Și în acest punct de vedere, clar că Dodon, chiar dacă este președinte, este sub controlul total al lui Plahotniuc. Mai mult, Dodon a ajuns președinte cu ajutorul șmecher și subtil al lui Plahotniuc. Și cel mai interesant lucru că Dodon cu un astfel de comportament gen opozantul puterii, da, astăzi am avut, el este opozantul puterii, foarte abil distrage atenția societății moldovenești, numărul unu, de la alte probleme importante, pentru că azi spațiul public moldovenesc a fost dominat de ping-pongul Filip Dodon. Unul semnează, altul anulează și așa mai departe. Deci în spate e altceva. Și se petrec alte lucruri. Deci asta e pentru public. În, realmente, vă spun, atunci când ne gândim la, ne uităm la Dodon și Plahotniuc, trebuie să privim pe acești doi actori prin prisma colaborării fructuoase, eficiente, dintre
dintre cei doi. Dacă vorbim despre nivelul ăsta, jocul geopolitic, al doilea nivel al politicii moldovenești, al politicului moldovenesc, atunci să știți că Dodon este o sperietoare comodă. Un actor comod pentru Plahotniuc, pentru că merge la Washington și eu sunt sigur că acolo sunt cercuri conservative care numai Plahotniuc deschide gura despre omul Kremlinului la Chișinău și cum Plahotniuc îi pune pedică, îl înghimpă, îl înțapă și aceea bat din palme, îl îmbrățișează și spune bravo. Credeți că Washingtonul nu cunoaște ce se întâmplă la Chișinău? Eu cred că știu, însă noi vorbim despre niște cercuri conservative și având firme de lobby la Washington, eu cred că Plahotniuc știe foarte bine unde să meargă, cu cine să vorbească. Deja firmele de lobby au identificat aceste cercuri și iată în felul ăsta faci politică și atingi rezultate. Domnule Cașur, istoria Republicii Moldova a cunoscut 5 președinți, da? 5 președinți și 2 interimari. Recent, postul nostru de televiziune a efectuat un sondaj, un vox populi în rândul bălțenilor, care a fost cea mai reușită perioadă. Iată, rezultatul vi-l spunem după ce ne spuneți dumneavoastră. Care a fost cea mai reușită perioadă a cărui președinte? În cei 26 de ani. Este greu să dau o evaluare, dar vorbesc din perspectiva unui cetățean care face o incursiune în istorie în anii 2001-2005. Atunci când înflorea rechetul, atunci când pensia se da în lumânări, șcaloși și murături, nu în numerar. Și iată, acea perioadă, eu cred că este pe bune să recunoaștem meritul administrației lui Voronin. Nu că să ne uităm la ce medalii, ce-au făcut, unii s-au dus, în ce țară străină, cu mâna cărui domnitar i-a strâns, dar din perspectiva acestor realizări sociale pentru cetățenii acestei țări, iată, eu mereu merg la acea perioadă și foarte sincer apreciez acele realizări a administrației Voronin. Cunosc foarte bine și am avut și câteva ciocniri cu astfel de situații și datorită eforturilor guvernării de atunci, administrației Voronin, lucrurile s-au schimbat. Eu pe pielea mea am simțit. La fel și bălțenii au răspuns. Coincid. Vedeți cum? Iată, noi suntem întotdeauna cu oamenii. Eu v-am spus cum ați făcut voi Vox Populi de ziua independenței la Bălți. Am vorbit cu peste 30 de bălțeni, pe 2 îi cunosc. Dar 30 ceva nu-i cunosc și au avut foarte mult, mult feedback pozitiv pentru primar și echipa, primarul Usatăi și echipa sa. Și foarte mult. Ieri la un post de televiziune, protagonistul principal al emisiunii a fost ministrul Justiției, domnul Vladimir Cibotar. Eu am privit această emisiune cu Gheorghe Gonța. Și a vorbit despre mai multe beneficii, despre reformele în justiție, dar un lucru pe mine m-a interesat foarte tare. Vladimir Cibotar a declarat că înaintarea sau investirea lui Plahotniuc în funcție înaltă, cum ar fi prim-ministru sau altă funcție de stat în țara noastră, ar fi adus multe beneficii țării noastre și el a vorbit despre acest lucru cu demnitarii externi sau cu partenerii externi. Dumneavoastră, cum credeți? Da, a făcut această declarație Cibotar, Cibotar fiind membru a cercului de încredere a lui Plahotniuc și evident că a venit în emisiunea lui Gonța doar cu laude și elogii la adresa lui Plahotniuc. Din păcate, în stilul pe care îl caracterizează, nu a dat și nume cu care demnitari externi a vorbit și a făcut publicitate Cibotar pentru Plahotniuc în funcția ca potențial prim-ministru al Republicii Moldova. Însă atunci când și a avut intenția în ianuarie 2016 să devină prim-ministru, s-a opus până când și Nicolae Timofte. Nicolae Timofte s-a opus desemnării lui Plahotniuc în viziunea mea sub presiunea cancelarilor occidentale.
Da. Și iată așa, îl avem pe figura de compromis, prim-ministru de compromis, Pavel Filip. La fel, domnul... Deci nu știu ce botare, cine a bătut din palme, cine l-a pupat pe Cibotai când a spus, i-a făcut publicitate lui Plahotniuc. El nu a dat nume și nu știu dacă până la urmă a fost sincer sau poate vorbea propagandistic doar. La fel, ministrul a vorbit și despre creșterea în sondaj a credibilității cetățenilor față de justiție, față de unele instituții de drept, față de procuratură, față de poliție, față de sistemul judecătoresc. Cresc în sondaj aceste instituții pe zi ce trece în comparație cu anii precedenți. De la 8% la 24%. Și până la 40 ceva ajuns. Chiar și 40 ceva, dar aceste rezultate ce sunt? Sunt lucrul mașinii propagandistice? Sau? Nu, ei nu știu, sau ce iarăși se întâmplă? Ca și cu demnitarii occidentali. Eu regret că Cibotari nu a numit și sondajele concrete, poate și chiar și plătite de regim, să ne spună că în sondajul respectiv poliția, CNA-ul sau Harunj în procurorul general se bucură de aproape 50% din credere. Eu astfel de sondaje chiar nu am văzut, n-am văzut sondaje publicate de Holding unde justiția moldovnească ar atinge astfel de cuote. Bine că pe mine m-a provocat, am rămas, știți cum, monument atunci când Șocat, nu știu dacă este cuvântul potrivit. Stupefiat, iată, știți cum, nu știam de pe ce planetă și din ce sistem solar vine Cibotari atunci când el a făcut comparația asta absolut răsnită cu Lituania și a spus că, uitați-vă, da, Lituania este țară membră a Uniunii Europene, dar la dânsă, știți cum, încrederea în justiție este mai joasă. Deci noi cu pași grăbiți ne integrăm în Uniunea Europeană sau nu, am putea... Nu știu cum. Clar că îi vorbește propagandistic și v-am spus, însă a spus pur și simplu niște trăsnăi. Eu am numit-o pe Facebook o trăsnaie. Miniștrii spun trăsnăi. Atunci când l-am auzit pe Cibotari că a făcut această comparație. Sondajele serioase, cum ar fi barometrul opiniei publice, ultimul sondaj, nu o să vedeți. Nu o să vedeți un trend în creștere ceea ce privește încrederea cetățenilor față de instituțiile instituțiile de drept. Noi nu avem stat de drept în Republica Moldova. Deci sunt niște declarații cu tentă propagandistică care n-au niciun suport factologic, nu au nicio tangență cu realitatea. Așa le-a aruncat Cibotari în spațiu public, fiindcă îl obligă calitatea sa de membru a cercului de încredere a lui Plahotniuc. Și atât, asta explică. Dacă înregistrăm astfel de creștere în sondaj, în opinia dumneavoastră, n-am avea atunci cazul Andrei Brăguță. Da, eu vă mulțumesc că am ajuns la acest caz extrem de regretabil. Vedem cum un cetățean luat în custodia statului și, ca să spunem lucrurile pe nume, statul l-a omorât. Asta este situația. Cel mai șocant este că eu sunt de acord să numesc cazul Andrei Brăguță Pădurea Domnească 2. Este un termen care l-a scos în spațiu public Alexandru Petkov. Jurnalistul Alexandru Petkov. El a scris o postare pe Facebook, un potențial Pădurea Domnească 2. Vedem cum l-a omorât pe Andrei Brăguță statul, instituțiile statului, reprezentanții instituțiilor statului și cum tot acești reprezentanți au încercat și încearcă să șteargă urmele crimei, să mușamalizeze acest caz, pentru că vedem un certificat de deces semnat de directorul penitenciarului 16 pe data de 26 august, da? Și vedem cum rudele au fost anunțate abia peste 3 zile, pe 28 august, despre moartea lui Andrei, dar cel mai interesant a fost o conferință de presă a trei procurori. Principalul procuror Harunjin, Mircos și al treilea nu i-am reținut familia că e lungă și, și mi se pare o familie armeniasă, dar nu contează de ce nici nu i-am reținut-o. Deci ei au spus că au auzit din presă despre moartea cetățeanului Andrei Brăguță. Însă,
Sunt niște reguli foarte clare pe care anumiți șefi ai unor instituții responsabile pur și simplu le-au ignorat. Dar le-au ignorat, acum este evident, pentru că cineva le-a dat indicație și noi avem responsabilitatea, societatea, mass media, partidele de opoziție, partidele politice, apropo, toți sunt parte din societatea civilă, să menținem această presiune constantă asupra celor implicați, asupra organelor statului, ca realmente să se pedepsească, să se sancționeze acei demnitari, nu simpli polițiști, nu, cum spune, niște deținuți care l-ar fi bătut, dar responsabili, șefi de ministerie, de instituții, din sistemul penitenciar, care aveau obligațiunea legală să raporteze cazul omorului. Nu este un simplu deces de pneumonie. Ieri ministrul Cibotari a mai lansat o versiune, nu știu, ne-a scos-o ministrul Cibotari, că ar fi murit de tuberculoză. Dar nu credeți că, în consecință, da, domnul ministru ar fi trebuit, ca într-un stat normal, să-și prezinte demisia? Corect vorbiți. Noi, atunci când avem un stat de drept funcțional, atunci când, îl citesc pe Renato Usatăi, avem dictatura legii, când toți sunt egali în fața legii. Însă, demnitarii de stat, de rang înalt de stat, sunt un exemplu de respectare a legii pentru cetățeanul de rând. În această situație, noi pentru asta luptăm și partidul nostru pentru asta luptă. În această situație aveți dreptate. Își dă demisia imediată ministrul justiției, ministrul de interne, șeful penitenciarului, capul poliției de la Tighina 7, unde a fost torturat cetățeanul Andrei Brăguță. Asta ar trebui să se întâmple imediat. Dar procesul decizional, cum au fost toate deciziile, de exemplu, procurorul, judecătorul, polițistul, au fost toate trase la indigo, adică în unison. Vedeți, acești reprezentanți ai statului au un nu singur... Nu s-au contrazis niciunul. Nu au luat în calcul, de exemplu, expertiza... Dacă la conferința adjunctului ministrului Justiției Munteanu și șefului instituțiilor penitenciare Suhan, dacă nu-i greșesc familia, pe 31 august, ăștia spun una, pe urma au ieșit cei de la poliție, au spus alta. Dacă vă uitați atent la declarații, se începe și un joc de ping-pong între diferite instituții controlate de Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, dacă vă uitați atent. Vedem foarte multă bâlbâială a unor demnitari. Trebuia atent să vă uitați la fața lui Harunjan când a ieșit în conferința de presă și nici n-a stat până la capăt. Deci a stat câteva minute în fața reprezentanților mass media și s-a retras în cabinet. În urma acestei conferințe de presă, presă au fost identificați țapii ispășitori. Până la urmă au fost 3 polițiști, 2 deținuți. Ce se întâmplă? Deci este vinovat pistolul, nu cel care a tras. Nu, evident, iarăși trebuie să înțeleagă întreaga societate că acest caz ne-ar viza pe fiecare sau cum? Nu. Dacă în condițiile actuale un astfel de sistem al justiției ne pune în pericol viața oricărui. Pentru că în cazul lui Andrei Brăguță, orice, chiar și un student de la anul 1 a facultății de drept, o să vă spună că cei implicați, cei care l-au luat în custodie, reprezentanții statului, erau obligați să facă, să ceară documental o analiză psihiatrică a lui Andrei. Și odată ce acest document se prezenta de către procuror, îl cerea judecătorul, el era plasat ori în arest la domiciliu, ori sub control judiciar, ori într-o instituție specializată și Andrei Brăguță astăzi era în viață, era printre noi. Însă este foarte clar că cu prisosință intenționat au ignorat această analiză psihiatrică pentru Andrei Brăguță. La conferința juriștilor de la Promolex s-a spus foarte clar și s-au arătat și documente că Andrei era transportat de la o instituție la alta în halat alb și cu mască pe față, cu un singur scop, ca să
se ascundă urmele torturii. Deci, vedem foarte clar un cetățean luat în custodia statului și cei care reprezintă statul în raport cu cetățeanul Andrei Brăguță au avut un singur scop, să-l omoare. Atunci, o întrebare mai delicată, de ce partenerii externi, sau mai exact Uniunea Europeană sau alte instituții financiare ne finanțează, dau bani pentru reforma în justiție? Mai are rost? Este o întrebare, eu cred că, nu știu, am avut și discuții private cu cei de la delegația Uniunii Europene și am înțeles că ei își dau seama că banii pe care Uniunea Europeană îi dă pentru justiție sunt pur și simplu furați. Știți că ultima tranșă de 24 de milioane de euro a fost anulată, deci nu mai vin acești bani pentru justiție, pentru că deocamdată vedem că s-au făcut niște renovări, s-au construit, vedem că s-a reconstruit Curtea de Apel Chișinău, niște condiții decente, însă mentalitatea o rămas aceeași. Eu vă dau un exemplu, știți, cu reforma justiției, cum este sistemul ăsta de software plătit de americani cu distribuirea aleatorie. PGD-ul ăsta, sau cum se numește, programul. Distribuirea aleatorie și înregistrarea audio, unde pe computere în sălile de judecată vedeți cadou USAID, cadou de la poporul american și chiar și sub această emblemă judecătorii practică servilismul politic, practică dezmățul și așa mai departe. Pentru că, uitați-vă, în cazul lui Andrei Brăguță era evident că nu era necesară această măsură preventivă. Eu urmăresc acest caz foarte atent, ca cetățean mă interesează, pentru că, noastră corect ați punctat, este în interesul fiecăruia ca asemenea cazuri tragice, când statul ia în custodie un cetățean și îl omoară, să nu se mai repete. Acum a fost afectată familia lui Andrei Brăguță, da? Dar putem, familiile noastre, în orice moment, Doamne ferește, să ne merească într-un astfel de caz. De aceea, iarăși, responsabilitatea noastră este să ținem această presiune, să nu le dăm voie celor de la putere să se relaxeze și să mușamalizeze această crimă. Noi trebuie să o spunem direct și pe șleau. Este o crimă și la moment este intenția reprezentanților statului de a mușamaliza această crimă. Dar cum comentați dumneavoastră decizia judecătorului care judecătorul a luat această hotărâre? Este un cetățean care suferea de o boală psihică și judecătorul era obligat să ceară documente, certificate care atestă această boală și, evident, să nu îi dea 30 de zile de arest. Să aleagă alternativele. Arest la domiciliu, control judiciar, plasarea într-o instituție specializată. Obadă este familia acestui judecător la judecătoria Ciocana. El, în schimb, a ascultat polițistul și procurorul și l-a trimis în pușcărie pe Andrei. Apropo, astăzi scria un portal, anticorupție.md, că Obadă deja a ieșit subit în concediu. Iată, aici tot este și ăsta un indiciu că cei implicați sunt pe bune puși să șteargă urmele. Am avut ocazia să discutăm cu părinții lui Andrei. Și tatăl acestuia ne-a povestit precum că când era fiul său interogat de polițiști, de el s-a apropiat în așa zis avocat al o avocat din oficiu, o avocat acordat de stat și care le-a propus serviciile sale contra cost. Ce prevede până la urmă legea dumneavoastră, necât de cunosc, sunteți jurist de meserie. Dați să vă corectez, eu nu sunt, n-am studii juridice, am făcut administrație publică, politologie și limbi străini la bază. Deci, cred că practica asta este de jurist pro bono sau din oficiu, când statul oferă un apărător fără bani, însă acesta este unul inutil, practic, din ceea ce cunosc eu. De aceea, normal că când se întâmplă o astfel de tragedie, evident că cauți un avocat, un apărător juridic cât mai bun și eu nu știu cum familia, se spune că au folosit
economiile bunicii. Pentru asta ce am citit eu din presă, poate părinții v-au spus altceva. Și episodul ăsta eu nu-l cunosc foarte bine. A avut o prestație pe măsură acel avocat plătit din economiile bunicii sau nu a avut. Dar știți cum aici e să pot generaliza, pentru că avem un caz cu tatăl lui Andrei, când un cetățean simplu, neinițiat, trebuie să confrunte mașinăria asta birocratică și mafiotizată a instituțiilor de drept din Republica Moldova. Deci, practic, ești un neputincios și chiar dacă îți ai un apărător foarte bun, un om simplu, practic, nu poate să confrunte despredelul practicat, dezmățul practicat de sistem. De ce sistemul nu a cedat? Sistemul nu a cedat pentru că sistemul a comis crima, vă dați bine seama. Și faptul că tata a fost anunțat peste 3 zile, această perioadă poate duce la o singură concluzie, adică intenția de a mușamaliza și a șterge urmele. Altă explicație nu este. Că o să ne spun acum că au încercat câțiva medici, un procuror, nu știu cine, să caute sora, să caute tata și nu răspundeau la telefon și nu-i găseau acasă. Ăștia sunt pur și simplu niște lucruri aberante. Și iată, eu încă n-am auzit un răspuns concludent de la oficial, de la demnitar, de ce familia a fost anunțată tocmai peste 3 zile despre moartea lui Andrei. De ce? Spun și procurorii. Procurorul general spune că s-a auzit din... Vă dați seama despre ce vorbim noi. Deci sunt niște probleme grave de sistem. Un sistem care este în slujba celui care îl conduc și storc profit de tot felul din acest sistem. El numai nu este în serviciu cetățeanului, cum ar trebui să fie, în baza normei legale. Ca să punem un punct pe acest caz, cum vedeți dumneavoastră finalitatea acestui caz, Andrei Brăguț? Nu vreau să fac pronosticuri, însă văd niște trenduri, niște responsabilități. Responsabilitatea societății în coaliție cu mass media, care menține presiune constantă asupra demnitarilor implicați și acest subiect este menținut în centrul scenei opiniei publice din Republica Moldova și pe de altă parte, pe cealaltă parte a baricadei, văd intenția clară a reprezentanților statului care vor să mușamalizeze cazul și să vină în fața societății cu un țap ispășitor. Am auzit și ipoteza asta azi pe Facebook că ar fi un deținut care este presat să recunoască că l-a bătut pe Andrei și din cauza lui și îl șie tot asupra sa. Deci putem pronostica și un astfel de scenariu. Dumneavoastră veniți de la Chișinău, din capitala țării, aici, în capitala de nord. Corect, capitala de nord. Cum stau lucrurile la Chișinău? Managementul orășenesc este la pământ, nu există așa ceva la Chișinău, este un dezastru. Orașul este regretabil într-un proces continuu de degradare. La vârful primăriei Chișinău se practică doar combinațiile și jocul politic. Iată, azi CNA-ul sau Procuratura Anticorupției a mai deschis un dosar primarului, dar lucrurile astea, știți cum, bine, ele dau la știri, dau la texte, dau la nu știu ce. Real, uitați-vă, cele 3 străzi reparate de compania Delta, Negruțe, Alexandrii și Ștefan cel Mare, sunt reparate cu bani mulți, sunt reparate prost, dar cu bani mulți. Eu, din păcate, anticipez că în următorul ciclu bugetar să nu ceară primăria bani pentru reparația acestor străzi. Eu personal am documentat câteva sute de neconformități, adică de exemple de calitate proastă și încă nicio reacție nu a urmat. La moment, iată, mâine avem ședința Consiliului Municipal, vom examina, de exemplu,
creditul BRD-BI de 11 milioane, de 24 de milioane pentru o nouă stație de epurare. Interesant, este nevoie de votul Consiliului Municipal. Pe de altă parte, a fost făcut studiul de fizibilitate, dar a fost făcut tenderul, a câștigat compania, dar noi nu avem proiectul tehnic al stației de epurare. Lucruri foarte, foarte ciudate. De aceea, fracțiunea partidului nostru din Consiliul Municipal, ceea ce privește stația de epurare, un proiect extrem de important pentru municipalitate, insistăm ca să avem toată informația pe masă, să fie un proces cât mai transparent, să informăm chișinăuienii despre acest proiect de infrastructură foarte și foarte important. La Chișinău, uitați-vă, gunoiul rămâne o problemă. Îngrijorările ecologice sunt enorme. La fel cu spații verzi, iată seara am văzut într-un sector a Chișinăului a căzut o creangă datorită intemperiilor din 21 aprilie și a deteriorat mașina unei doamne, slava Domnului că nu sunt victime omenești, însă doamna intenționează să acționeze spații verzi în judecată. Dar, din câte am înțeles, în grădinițele din Chișinău există o insuficiență de bucătari. Haideți să vă spun, eu am fost personal. Ce se întâmplă? Este ceva intenționat. Una, deci, vedeți că regimul de la guvernare face ca prioritate propriu confort. Vedem că ministrul Cibotari s-a cumpărat o mașină în serviciu de 1 milion de lei. Vedem că în fața Parlamentului s-a pus pavaj extrem de scump din granit, acum se spune și în spatele Parlamentului. La nivel de guvern, Filip a spus că nu sunt bani. Asta este argumentul. Nu sunt bani. Și știți cine? Că sunt vreo 12 grădinițe care se află în șomaj tehnic, rămân închise, din cauza că nu sunt bucătari. Cauza principală este salariul mizer de 1050, acum 1300 de lei. La grădinița 182 s-a oferit o mămică cu studii în domeniu, plus două bunicuțe care vor ajuta, vor fi asistenți de bucătari. Deci statul nu are nimic de a face cu rezolvarea acestei probleme. Însă știți cum? Este specific pentru acest regim să creeze problema. Și pe urmă să o rezolve cumva altfel, în stilul care îl caracterizează. Eu nu știu, este ipoteza mea. Deci, clar că este o problemă sistemul prin care se livrează alimente la grădiniță și clar că sunt multe nemulțumiri vis-a-vis de modul în care se prepară. Dar vă dați seama, eu am fost la niște grădinițe unde, știți cum, vii la ora 5 dimineața și pleci la ora 8 seara și faci pentru 500 de copii mâncare și primești 1300 de lei. Deci se creează problema când și produsele sunt proaste și nu are cine face mâncare și atunci, știți cum, în stilul regimului lui Plahotniuc, bingo, vii cu o soluție magică și asta ar fi o companie de catering care ar livra mâncarea tuturor grădinitelor. Dar bine, asta este ceea ce văd eu studiind atent acest proces. Iată, uitați-vă, este o problemă gravă socială grădinițele. O problemă pe care regimul de la putere nici nu vrea, nici nu poate să o rezolve. Pentru ei este mai bine, mai comod acest ping-pong cu Dodon, cu soldații la exercițiile militare din Ucraina, decât să rezolvi cardinal această problemă socială. Și problemele sociale se multiplică, se amplifică și să știți că ei nu au niciun chef, cei de la putere, nici dorință și nici capacitate să le rezolve. Și este o tendință foarte și foarte periculoasă. Deci v-am spus, un regim care se îngrijește primordial de propriul confort, vedem, de exemplu, la acțiuni festive, când văd armata de bodyguards, cât de bine sunt înarmați, cât de bine sunt dotați, mașini. Anul trecut, la ziua independenței, au folosit gaz lacrimogen cumpărat cu milioane din Ucraina. Dar noi vorbim că la grădinițe elementar nu are cine să facă mâncare, rămân multe grădinițe în Chișinău fără reparația blocurilor alimentare din anii 60, fără reparația blocurilor sanitare. Înseamnă că ordinea publică e mai importantă. Pentru că asta ține de perpetuarea la putere, înțelegeți? Și copiii nu aduc plus valoare așa cum aduce paza de stat.
și dotarea bodyguardselor. Am aflat chiar de la, am scris azi pe Facebook despre un șef de la poliție, Gheorghe Cafcaliuc, vine la măsuri în masă, era cu bodyguard și chiar el mi-a spus că nu are doar un singur bodyguard, are câțiva și acești bodyguards sunt plătiți din banii noștri, ai contribuabililor, însă prin ordinul procurorului general, el este o persoană protejată și iată, are nevoie de bodyguards plătiți de stat. Sunt alte, eu socot că sunt niște probleme aici, când vorbim de pavaj de granit, când vorbim de mașină de serviciu, când vorbim de bodyguards, dotarea bodyguardilor și mai departe, pentru că vedem că copiii n-au ce mânca, n-are cine le face mâncare și sunt niște probleme mult mai grave. Declarativ ăștia spun că copiii sunt viitorul nostru, însă o fac fățarnic și trișează. Realitatea este una foarte și foarte tristă. Da, poate e și vina cetățenilor care nu se implică în acest proces. Dar, domnule Cașu, da, la acest capitol aș dori să mă opresc. Domnule Cașu, am avut ziua independenței, 27 august. Așa. Am văzut zeci de mii de oameni, zeci de mii de moldoveni care au fost prezenți atât la concerturi de la Bălți, de la Orhei și din Chișinău. Eu nu știu ce a fost la Orhei și la Chișinău. Nu. Păi vorbim doar din imagini, ce s-a observat, ce s-a văzut. De ce acești cetățeni nu participă, de exemplu, fie la acțiuni de protest sau la acțiuni de a-și apăra drepturile sale? Este o întrebare care, cu regret, eu nu pot să vă dau un răspuns categoric. Aici în studio. Pe mulți îi chinuie această întrebare. Mulți și-o pun pe paginile sau pe rețelele de socializare, dar în public. Puțini au curajul să o adreseze. Eu, cum să vă spun... Și fac 10 sau chiar 20 sau 50 sau sute de kilometri, da? Se deplasează fie de la Cahul până la Băț sau de la Iedineț până la Băț sau de la Băț până la Chișinău. Concertele, poate că știți cum este, zi de sărbătoare și sunt importante, este o sărbătoare, însă, mai important, și eu sunt de acord cu dumneavoastră, este implicarea, nu pe Facebook, nu știu cum, dar acțiunile acestea cetățenești de protest, care perfect legale, constituționale și democratice, care au menirea de a presa autoritățile, pentru a obține un bun public, pentru o valoare socială. Pentru că dacă noi ne mobilizăm, concentrat, uniți și punem presiune, iată pleacă Cibotar, da? Iată pleacă Jizdan, în cazul omorului lui Andrei Brăguță. Iată alte lucruri se schimbă, pentru că noi am ajuns într-un regim de sorginte, eu cred, nord-corean, unde regimul se menține la putere doar protejat de armată și poliție, de fiecare dată. Însă, dacă noi vom menține această presiune, dacă lumea va ieși disciplinat, pașnic, în stradă, eu sunt convins că noi putem realiza lucruri foarte multe, noi putem să ne apropiem și chiar să facem posibil ca statul de drept și legea să funcționeze în statul Republica Moldova, pentru că asta este foarte și foarte important. De la asta se trag tot. De la asta se trag și drepturile cetățenești, și bunăstare cetățenească, dacă ai un stat de drept funcțional. Dacă funcționează legea. Dacă legea face astfel ca demnitarii, în primul rând, să o respecte. Și atunci vom trăi cu toții și cu toții altfel. Trebuie să o conștientizăm. Știți cum unii spun că, vai, dar n-avem cultura asta civică, totul se creează. Și foarte mult depinde de noi, dar și de liderii politici. Tot au responsabilitatea lor. Dar ca cetățean independent, clar că trebuie să vorbim. Eu mai folosesc și termenul ăsta că scrim demersuri și înnădușim demnitarii. Este o metaforă. Dar scrii, bați la ușă, nu le dai voie să relaxeze, pentru că lor le place stabilitatea și relaxarea. Adică liniștea. Atunci liniștea. Da, ei vor. Cuvântul stabilitate, Filipul pronunță în fiecare zi. Da, domnule Cașu, a început un nou an școlar, de la 1 septembrie, dar vedem care este situația în învățământ în Republica Moldova.
În fiecare an, sau fie o grădiniță se închide, fie o școală, sau fie un liceu care a fost, adică s-a transformat în gimnaziu în care au învățat sute de copii, acum învață 50 de copii, de exemplu. Dar dumneavoastră ați venit cu un mesaj pentru tinerii care, mai exact cu ce fel de mesaj ați venit pentru tinerii care au pășit în acest an pragul școlii? Ei, știți cum, cel mare meu are 15 ani, acum 16, și noi avem discuții permanente și responsabilitatea mea de a-l educa cum știu eu mai bine și împreună cu soția, evident. Ei înțeleg foarte bine realitățile și din acele discuții cu tinerii, ei totuși dau seama că vreau un stat care să funcționeze. Ei văd un stat care i-ar proteja, care le-ar i-ar încuraja, le-ar facilita un drum în viață. Astfel de stat vor tinerii. La moment, tendința regretabil este de a absolvi și pleca. Sunt și care vor să stea aici, sunt unii care pleacă și se întorc. Marea majoritate au gândul ăsta și este regretabil. Eu văd responsabilitatea mea și misiunea mea a partidului pe care îl reprezint de a face tot posibil, de a crea acest stat de drept, de a face tot posibilul ca legea să funcționeze, și eu vă spun, de la asta începem să recuperăm totul ce am pierdut. Și în primul și în primul rând este o dovadă concludentă, convingătoare pentru tineri că pot rămâne aici, că aici au un viitor, aici pot să-și întemeieze o familie și știți cum, să crească în sânul culturii moldovenești, pentru că eu am trăit aproape 7 ani în Statele Unite și dar însă mereu, de ce m-am întors, mereu mi-am dorit ca copiii mei să crească în sânul culturii moldovenești și să cunoască tradițiile străbunilor noștri și să comunice cu bunii, cu rudele. Este foarte și foarte important, pentru că migrația își are avantajul economic primordial, dar are consecințe morale și sociale dezastroase pentru sănătatea societății moldovenești. Vă mulțumim foarte mult, domnule Cașu, că ați acceptat invitația noastră și ați participat la această emisiune față în față de la BTV. A fost, după părerea mea, de exemplu, un interviu mai pe potrivă așteptărilor mele și a telespectatorilor, cred eu. Vă așteptăm și la alte ediții, cred eu. Veniți? Cu drag revin în studioul BTV, cu drag revin la Bălți și vă mulțumesc, stimați telespectatori, o seară cât mai frumoasă vă doresc și toate numai bune. Stimați telespectatori, alături de mine a fost vicepreședintele partidului nostru, Ilian Cașu. Eu mă numesc Dumitru Pelin și vă urez o seară cât mai liniștită și urmăriți emisiunea Față în Față de la BTV mâine, joi, în data de 7 septembrie. Invitatul serii va fi rectorul Universității de Stat Ale Corusodi în Bălți, domnul Ion Gagim. Să aveți o seară cât mai liniștită!